Jurnalele RTT. Evenimentele verzi din cadrul FOV sunt în floare, spun organizatorii, pentru că Forumul Orașelor Verzi este despre comunitate, despre cum fiecare dintre noi contribuie la salvarea planetei. În acest weekend, în cadrul ediției a doua a FOV, în colaborare cu ONG-uri și firme private din Brașov, sunt pregătite evenimente de calitate care să vă ducă cu gândul mai aproape de protejarea naturii. Veți putea ajunge ușor din orice punct al Brașovului, pentru că transportul în comun cu BV este gratuit, după cum știți, între 9 și 11 septembrie. În Piața Sfatului sunteți așteptați la Târgul Producătorilor Brașoveni, deschis de vineri până duminică, între orele 10 și 19. Asociația Produs în Brașov și-a propus să creeze aici un spațiu pentru a conecta producătorii, artizanii și meșteșugarii locali direct cu dumneavoastră, consumatorii, și pentru a consolida relațiile existente. La Târgul Producătorilor Brașoveni sunteți întâmpinați cu o abundență de ingrediente naturale. De la brânzeturi tradiționale, ouă, pui de fermă, legume și fructe de sezon, până la produse de brutărie și patiserie artizanală, sucuri, dulcețuri, zacuscă și cosmetice naturale, produse handmade și meșteșug tradițional. Toate muncite de mâini iscusite, organizate în mici afaceri locale de familie. Intenția este de a promova consumul local de hrană sănătoasă și susținerea micilor afaceri de familie locale. În apropiere, în Piața Sfântul Ioan, tot până duminică, este Festivalul Florilor. Natura este celebrată și prin concertul de plastic, pentru care vineri după amiază se făceau repetiții la scena din Piața Sfatului. Concertul Filarmonicii Brașov, organizat de WWF România și susținut de Primăria Brașov, militează pentru zero plastic în pădure. Muzicienii și-au dorit să redea cântecul pădurii într-un concert special cu intrarea liberă. Armonii sonore vor fi și la concertul special al operei în Piața Sfântul Ioan, dar și în Parcul Titulescu, unde cele 7 instalații muzicale din materiale reciclate instalate de Asociația Fanzin îi vor bucura pe cei mici. Și veți vedea zona Modarom Star, redată până duminică pietonilor, este unul dintre punctele cele mai animate ale acestui sfârșit de săptămână. Este un program extrem de vast în multe zone din oraș. Găsiți detalii pe site-ul fovbv.ro/program-2022. Fie că suntem pietoni, bicicliști sau șoferi, copii, adulți sau bătrâni, riverani sau turiști, suntem invitați la FOV în acest weekend. Dacă ne dorim orașe sustenabile și inclusive, spațiul public nu poate rămâne doar al omului șofer. El trebuie redat omului pieton, omului copil, omului biciclist, oamenilor care doresc să-l trăiască, nu doar să-l tranziteze. Inspectoratul de Poliție Județean Brașov se alătură evenimentelor și îi sprijină pe organizatorii FOV. Poliția Brașov a acceptat cu mare drag invitația de a se alătura evenimentului care se desfășoară în zilele acestea în municipiul Brașov, anume Forumul Orașelor Verzi. Sunt prezent la acest eveniment pentru că și eu pedalez și eu sunt ciclist amator și am ținut să fiu alături de cicliști, chiar dacă vremea nu este tocmai una favorabilă cicliștilor. Avem ceva ploaie. Însă și pe ploaie bicicliștii pedalează, iar scopul nostru este de a-i îndruma pe bicicliști, pentru că avem săptămâna verde, să poată pedala în siguranță sau, cu alte cuvinte, să le arătăm că legislația nu este doar împotriva cicliștilor, ci îi și protejează atunci când vor să se deplaseze pe drumurile publice, alegând să meargă cu bicicleta. Acțiunea preventivă pe linie rutieră ce se adresează conducătorilor de biciclete și trotinete electrice are loc așadar în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului Orașelor Verzi.
Mai bine de 50 de voluntari au participat joi la ecologizarea masivului Tâmpa. Pe traseele Triunghiul Roșu-Serpentine, Linia Albastră, Triunghiul Galben și Triunghiul Albastru. Acțiunea a fost coordonată de Agenția Metropolitană Brașov în parteneriat cu Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt, Liceul Tehnologic Silvic Dr. Nicolae Rucăreanu, Academia Art Events Voluntariat Brașov, Inspectoratul Școlar Județean și cu participarea coordonatorilor voluntari, care au fost implicați în multiple acțiuni de ecologizare derulate în ultimii ani. A fost o zi provocatoare, spun participanții, care au reușit să strângă mai bine de 10 saci mari cu deșeuri. Iar voia bună, dorința de implicare și perseverența au făcut ca acțiunea să se termine cu succes. Voluntarii au fost recompensați la finalul zilei cu o masă tradițională în semn de recunoștință pentru rezultatele obținute și prin care masivul Tâmpa este mai primitor pentru vizitatori. Este una dintre zecile de acțiuni organizate în ultimii ani. Numărul oamenilor dornici să se implice este din ce în ce mai mare, iar cantitatea de deșeuri este din ce în ce mai mică, spune Viorel Mihai, coordonatorul acțiunii de ecologizare. Acțiunea face parte dintr-un program amplu de activități implementat în ultimii ani de zile sub coordonarea Agenției Metropolitane Brașov, cu implicarea autorităților locale, a zeci de companii, școli, licee și sute de voluntari. Aceste acțiuni practice de ecologizare sunt completate de activități de educație ecologică, de prevenire și de conștientizare în școli și licee, prin care copiii și tinerii realizează efectele aruncării deșeurilor în natură și rolul fiecăruia dintre noi în asigurarea unui oraș curat și primitor. Pentru a treia oară, sute de tineri ortodoxi se întâlnesc la Brașov pentru pace. La sfârșitul acestei săptămâni, Asociația de Cultură și Conservare a Patrimoniului și Tradițiilor Brașovul Vechi și Protopopiatul Ortodox, cu sprijinul Primăriei Brașov, organizează cea de-a treia ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Arhiepiscopia Sibiului, cu titlul Tineri pentru Pace. Vor participa aproximativ 400 de tineri din cele 10 protopopiate ale Arhiepiscopiei Sibiului. Sunteți așteptați în Piața Unirii, mai ales la momentele mai importante, deschiderea de la ora 13:30 de sâmbătă, când vor fi prezentate toate aceste protopopiate din Arhiepiscopie, apoi conferința părintelui Necula, care este o personalitate plăcută nu numai tinerilor, ci și adulților, dar și la concerte și la Sfânta Liturghie de a doua zi. Conferința părintelui Necula este la ora 14 sâmbătă, procesiunea la ora 20:30 și ne-am bucurat să fim mai mulți părtași. Oricum, tinerii sunt în jur de 400, noi așteptăm chiar și peste 500 de participanți, cam la toate momentele acestea. Dar la ateliere, workshop-urile și acestea sunt undeva în jur de 400. Este foarte importantă întâlnirea tinerilor ortodoxi pentru că, în primul rând, pune în valoare frumusețea culturală a Brașovului, mai spune protopopul Dănuț Benga. Organizatorii s-au gândit și la tinerii ucraineni. Ne-am gândit ca și organizator că e un moment foarte important și, de ce nu, pentru tinerii ucraineni să-i fie invitați și părtași în același timp la acest eveniment pentru a împărtăși aceste valori creștine pe care suntem convinși că și ei, fiind ortodoxi, le au și nu numai, că aici discutăm și de participarea și altor confesiuni celor care doresc și în același timp să vadă, de ce nu, aceste celelalte activități pe care noi le vom desfășura în cadrul acestei întâlniri. Așadar, această întâlnire este dedicată tinerilor, schimbului de experiență și nu doar tinerilor ortodoxi. În Brașov, așa cum știm, sunt toate religiile și invităm și pe aceștia să guste din tradițiile, din experiența noastră, din workshop-urile noastre pe care le desfășurăm și cu siguranță acesta este un câștig pentru noi toți, mai ales pentru faptul că tinerii sunt atât de bombardați cu informație, iar informația nu este întotdeauna cea bună. Evenimentul este cofinanțat de Primăria Brașov prin ghidul de finanțare al proiectelor culturale cu suma de peste 140.900 de lei.
Alt eveniment de tradiție și de anvergură începe duminică la Brașov. Asociația Maghiarilor din Țara Bârsei organizează în perioada 11-18 septembrie cea de-a 12-a ediție a Festivalului Zilelor Culturale Maghiare din Brașov, Țara Bârsei. Evenimentul își propune să contribuie la diversificarea ofertei culturale a zonei noastre, prin promovarea diversității și pluridisciplinarității actului cultural sub egida toleranței, a deschiderii, a acceptării diferențelor și a respectului pentru cel de lângă noi. Cu fiecare ediție, festivalul diversifică evenimentele. Anul acesta va fi parada portului popular din Brașov, unde toate formațiile de dans popular o să facă o paradă din Liceul Curtei Aprii Loioș până în Piața Sfatului. Este o noutate, sperăm că va fi benefică și se va bucura nu numai etnicii maghiari, și turiștii și toate comunitățile din Brașov. Mai sunt foarte multe noutăți, de exemplu concertele din Piața Sfântul Ioan, concertele din Curtea Liceului Aprii Loioș, unde dăm posibilitatea și brașovenilor să se consacreze în diferite genuri de muzică. Festivalul Zilelor Culturale Maghiare din Brașov, Țara Bârsei, este un proiect cofinanțat de Consiliul Județean și de Primăria Municipiului Brașov. Cofinanțarea acordată de Consiliul Județean este de 100.000 de lei, iar valoarea totală a proiectului cultural este de 412.500 de lei. Evenimentul se află la cea de-a 12-a ediție, ultimele trei ediții, Consiliul Județean prin ghidurile de finanțare care le-a pus la dispoziție și pe care au aplicat această asociație, au putut să obțină finanțare din partea noastră. Încurajăm orice persoană care își dorește să devină beneficiar, fie pe ghidurile culturale, fie pe ghidurile sportive, să consulte din timp, să participe la dezbaterea publică înainte de a le publica și de a deveni operaționale, în așa fel încât să avem cât mai multe evenimente culturale și sportive la nivelul județului Brașov. Festivalul Zilelor Culturale Maghiare cuprinde pe parcursul a 8 zile numai puțin de 98 de activități culturale, concerte, spectacole, expoziții, prezentări de carte, activități sportive, degustări de vinuri și produse gastronomice, târg de meșteșuguri și produse tradiționale, dansuri populare, jocuri și concerte pentru copii, care se desfășoară în locuri diferite din oraș, printre care Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan și Curtea Colegiului Național Aprilii Loioș. Programele sunt concepute pentru toate generațiile, atât pentru locuitorii orașului, cât și pentru turiștii aflați în Brașov. Accesul este gratuit la marea majoritate a evenimentelor. Biblioteca Județeană George Barițiu vă așteaptă la celebrarea Zilei Europene a Patrimoniului. Anul acesta, sub egida Patrimoniu Sustenabil, Consiliul Europei a ales drept temă împreună în simbioză cu patrimoniul cultural. Sâmbătă 10 septembrie, Biblioteca Județeană, prin mediateca sa, prezintă expoziția intitulată Artiști plastici din patrimoniul bibliotecii. Veți avea ocazia minunată să vedeți lucrări ale creatorilor brașoveni și din alte zone ale țării, din Pinacoteca Bibliotecii. Expoziția se poate vizita sâmbătă 10 septembrie între orele 9 și 12 la sediul central din Livada Poștei, Galeria de pe Scară. Selecția expoziției cuprinde artiști celebri precum Zina Blănuță, Friedrich Bömhes, Iacob Rujan, Alexandru Iacubovici, Iren Lucas, Gabriela Marica, Ștefan Mironescu, Eftimie Modâlcă, Renate Müller, Mihai Petrescu, Aurelia Stoie Mărginean. Publicul doritor este așteptat cu drag la expoziție și va avea la dispoziție al Pinacotecii pentru a cunoaște mai amplu colecția, precum și alte materiale promoționale gratuite. Sunteți invitați să accesați aplicația Culorile Orașului, unde un număr de tablouri din Pinacoteca Bibliotecii au fost încărcate și completate cu GIF-uri, serviciu suplimentar oferit de bibliotecă pentru iubitorii de artă, patrimoniu și tehnologie, făcând dovada creativității și inovației.